Ne regăsim la Muzeul Național de Artă al României, în sala Brâncuș din Galeria de Artă Modernă Românească. Vă invit astăzi să contemplați, în compania mea, o lucrare de Constantin Brâncuș, intitulată Somnul. Farma lui Constantin Brâncuș, atât la noi cât mai cu seamă în afara granițelor, s-a constituit pe fundamentul operelor sale mature și târzii. Cunoaștem în deopște câteva serii de lucrări, între care Pasărea în spațiu, Măiastra în egală măsură, Danaidele, Prometeu sau Domnișoara Puganii, dar și ansamblurile monumentale de la Târgu Jiu, Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. În acest muzeu aveți însă ocazia să pășiți în atelierul lui Constantin Brâncuș, altfel spus în laboratorul formelor sale de mai târziu. Lucrarea pe care o priviți acum aparține unei perioade relativ scurte, 1906-1908, în care se petrece trecerea de la figurativ către abstracție. Este pregătită, altfel spus, abstracția de mai târziu. Însă Brâncuș nu se desparte doar de figurativ, ci și de Auguste Rodin. Un sculptor francez care a avut un impact foarte mare în peisajul sculpturii românești din primele decenii ale secolului trecut, sub influența căruia au intrat la un moment dat mai mulți artiști, între care probabil cel mai cunoscut este Dimitrie Paciurea. Somnul este probabil cea mai afirmativ rodiniană lucrare a lui Brâncuș, de fapt aproape un citat din opera sculptorului francez. Ce vedem aici este de fapt un fragment, fragmentul, ne amintim, este o metaforă a modernității, care tinde să devină, să capete autonomia întregului de mai târziu. Este opera de artă însăși care doarme în marmură, care este trezită treptat la viață. De aceea doar jumătatea stângă a chipului este șlefuită, restul rămânând într-un foarte brut, abia degroșat, non-finito. Sculptura este așadar captivă în materie. Prin această afirmație, poate chiar involuntară, avem surprinsă în poetica, poate și de mai târziu a lui Constantin Brâncuș, o coordonată fundamentală, și anume latura aristotelică, prin opoziție cu caracterul, să spunem, platonic al operei mai târzii. Lucrarea aceasta este comandată de Anastase Simu în 1906 pentru muzeul pe care îl deschidea la București. De fapt, Brâncuș reia în marmură două teme ceva mai timpurii, și anume adolescența și repausul, oferindu-ne de data aceasta, precum spuneam, aproape o replică a sculpturii lui Rodin. Este important de amintit că în atelierul acestuia și ajunge la un moment dat, din care însă pleacă foarte repede rostind o frază celebră: la umbra marilor copaci nu poate crește nimic. Iată acum întrebarea concursului. Spuneți-mi, vă rog, cine a comandat această lucrare în 1906? Puteți trimite răspunsurile pe adresa emisiunii la Televiziunea Română și puteți câștiga o vizită gratuită la muzeu.